În satul Fâstâș din comuna Vasluiană Cozmești, mersul la școală e un calvar. Și asta pentru că unitatea de învățământ în care trebuia să funcționeze și o școală profesională nu este terminată nici după 10 ani. Primarul spune că, din cauza constructorului, iar acesta susține că nu mai poate face lucrări neplătite. Cei care au de pierdut de pe urma acestui război sunt copiii. Profesorii se feresc de camerele de filmare, dar spun că aproape o treime dintre elevii care termină clasa 8-a renunță la studii. Nu-și permit. Nu-și permit. Nu-și permit părinții să-i țină la școală? Părinții, nu-și permit. Da. Majoritatea învață. Păi sunt unii care-s deștepți, dar nu-și permit. Așa? Da. În comuna Cozmești merg la școală aproape 300 de copii. Dintre cei 30 care au terminat anul trecut clasa 8-a, 10 au rămas acasă. În comuna Cozmești, rata abandonului școlar este de 30%. Mulți copii, după ce ajung în clasa 8-a, renunță la liceu din cauza sărăciei. Și asta în vreme ce imobilul în care trebuia să funcționeze o școală profesională, chiar în satul Fâstâci, este neterminat și la ora actuală, cu toate că lucrările de construcție au început în anul 2006. Primarul susține că a ajuns până la Ministerul Dezvoltării, unde a solicitat 2,8 milioane de lei, bani necesari să finalizeze lucrările la școală și să plătească datoriile către constructor. Deși s-a spus că cererea lui va fi inclusă într-un ordin de ministru la capitolul Probleme Sociale, până acum n-a avut parte decât de promisiuni. Această școală este începută în anul 2006, da? S-a lucrat aproape un an de zile, după care constructorul împreună cu primăria au intrat în litigii, s-au judecat. Am contactat constructorul, ne-am așezat amândoi ca doi oameni sănătoși la cap la o masă, am renunțat atât primăria cât și constructorul la acele procese care erau pe rol, în ideea de a face această școală, de a învăța acești copii, iar după ce se va termina această școală, dacă suntem datori unul față de celălalt, vom regla aceste lucruri. Constructorul spune că ar avea de recuperat aproape 2,5 milioane de lei pe lucrări executate deja la școală din bani proprii. Primăria a fost dată în judecată în 2012, am convenit în 2014, când au văzut că încep să apropie executarea, să suspendăm dosarul. Nu s-au ținut de promisiune, fapt pentru care am reluat judecata și ne-am judecat în luna aceasta, în 17 octombrie, pentru o sumă de aproximativ 2.500.000 de lei, lucrări executate și neachitate. Mai mult, constructorul declară că nu mai poate intra pe șantier întrucât nu are autorizație de construcție, document care ar fi trebuit să fie eliberat chiar de primărie. De altfel, satul Fâstâci a intrat recent în atenția publicului după ce ministrul educației a afirmat că este una dintre cele mai sărace localități din țară și cu o rată a abandonului școlar printre cele mai mari.